Băie și fete, în videoclipul de astăzi voi încerca mitul lui Momo din Minecraft de pe TikTok. Da, frați și surori, ați auzit foarte bine. Numele meu este Marius Iancu și bine ați venit la un nou episod foarte special de Minecraft la mine pe canal. Pe lângă asta, fraților, este și un episod foarte horror, deoarece vom încerca unul dintre cele mai creepy mituri cu Minecraft de pe TikTok, cel puțin să zicem așa din ultima săptămână. Pentru că nu știu, fraților, dacă sunt singurul, însă în ultima săptămână la mine pe TikTok, fraților, mai exact pe For You, apar foarte multe videoclipuri cu Momo în Minecraft. În general, pe For You-ul meu apar foarte multe videoclipuri cu Minecraft, însă în ultimul timp au apărut foarte multe cu Momo, pentru că circulă un mit foarte, foarte interesant, cum că dacă faci această construcție, chiar acum aveți poza ei pe ecran, dacă o faci pe lumea ta de Minecraft, se va spawna Momo. Ok, nu e vorba doar de asta, este, să spunem așa, un ritual ceva mai lung, însă asta vom încerca să facem în episodul de astăzi. Vom încerca să o invocăm pe Momo cu ajutorul acestei construcții și desigur să urmăm și ceilalți pași. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul și haideți să începem, fraților. Deci fiți atenți, aici în chest, după cum puteți vedea, am pregătit absolut toate lucrurile de care am nevoie. Și avem așa nevoie de un oak, două oak fence, 3 white terracotta, un black terracotta, 2 carved pumpkin. Cred că am nevoie doar de unul, fraților, dacă nu mă înșel. În fine, polish blackstone slab, cobblestone wall, spawn villager, flint and steel și foarte mult pui. Însă hai să vedeți, fraților, care este mitul. Let's go, deci am foarte, foarte mari emoții. Sper să funcționeze. Invocarea lui Momo în Minecraft. Ca să o invoci pe Momo în lumea ta de Minecraft, trebuie să urmezi 5 pași. Acești pași trebuie urmați cu foarte mare atenție și, foarte important, trebuie să fie făcuți în ordine. Dacă nu o să fie făcuți în ordine, mitul nu o să funcționeze. Deci, practic, spune că dacă ordinea nu este respectată, deci nu fac totul de capul meu, mitul nu o să funcționeze. Hai să vedem, fraților. Primul pas, găsește un village în Minecraft. Primul pas l-am făcut. Vedeți că este primul pas, n-am mai făcut nimic altceva înainte. Am găsit un village în Minecraft. Este un village de acacia. Nu știu dacă este o problemă, bănuiesc că nu. Mai departe, mergi în mijlocul village-ului și sacrifică un villager. Adică blochează-l undeva și dă-i foc. Nu trebuie să-l omori tu. Deci, fraților, pasul 2 este să sacrificăm un villager, da? Tocmai de aceea, după cum puteți vedea, am aici, băi, sper că nu este vreo problemă că o să spawnez eu villagerul. Adică nu a zis să iau un villager din satul ăla, așa că o să spawnez eu unul și o să-l sacrific. O să vedeți cum fac, că am testat înainte să văd dacă pot să sacrific pe bune un villager. Mai departe, mergi în fiecare casă din village și lasă bucăți de pui prăjit. Momo iubește puiul. 4. Construiește structura ciudată pe care v-am arătat-o la început și pune bucăți de pui sub pumpkin. Și 5. Așteaptă să se facă seară. Atenție, nu te apropia la mai puțin de 25 de blocuri de Momo, sunt șanse foarte mari să primești crash, chiar dacă folosești versiunea corectă de Minecraft Bedrock. Da, fraților, eu acum mă joc pe Minecraft Bedrock, o versiune super ciudată. Nu știu exact cum se numește, are foarte multe cifre. E Minecraft 1 punct, 1 punct și ceva, nu contează. Însă hai să vedem care-i treaba. Deci primul pas l-am făcut. Acum, al doilea pas este să merg în mijlocul village-ului. Hai să iau toate chestiile astea, frate. Fii atenți, le iau pe toate. Le iau pe toate ca să nu fie vreo problemă. Și haideți prima dată, băieți și fete, să păstrăm doar ce avem nevoie. Da, să le punem aici sus. Respectiv asta, da. Bun, deci trebuie să mergem în mijlocul village-ului. Eu acum dacă stau să mă uit, cred că mijlocul e undeva pe aici. Sincer, da, uite, fix lângă casa aia. Și aici, fraților, voi sacrifica un villager. Vreau să văd dacă filmez asta, totul se filmează, let's go. Și hai să vedem care-i treaba. Deci voi sacrifica un villager. Cum voi face asta, vă întrebați? Ei bine, o să fac un fel de guard de ăsta. Stați să am și eu niște mâncare. Un fel de guard de cobblestone. Voi pune un villager în mijloc și desigur că tot în mijloc voi da foc. Opa, stați. Așa, bun. Am dat foc, iar acum trebuie să moare, să moară villagerul. Nu știu exact de ce trebuie să fac chestia asta, însă bănuiesc că este... O fi că villagerul ăsta o să se transforme în Momo sau habar n-am, însă se pare că a funcționat, fraților, am omorât villagerul. Iar acum următorul pas este să, stați două secunde, să pun cooked chicken peste tot. Ok, bun.
Deci stați puțin, fraților, hai să luăm de la prima casă până la ultima, că sunt destul de multe case. Asta am auzit-o și eu. Dacă vă întrebați cum am auzit chestia asta acum câțiva, nu știu exact cât, când abia a apărut chestia asta cu Momo, am căutat ceva joc pe net unde te suna Momo. Era un joc horror super, super mișto. N-a durat, era vreun joc de 3, 4, 5 minute unde te suna Momo și îți mânca tot puiul din frigideră. Și de atunci știu eu că lui Momo îi place puiul și se pare că era o informație adevărată. Deci punem pui în fiecare dăstă. Ia să vedem, aici avem ceva. Nu, deci punem pui în fiecare casă. Let's go, baby. Lasă moment să mă duc mai așa. Bun. Punem pui și aici, fraților. Ok. Bă! Ia stați, fraților! Cumva Iron Golem-ul e supărat pe mine pentru că l-am omorât pe villager-ul ăla. Dar, fraților, villager-ul ăla nici măcar nu era de aici din village. Ok, asta nu-mi place. Aici am pus? Aici n-am pus. Punem acum. Ok, aici am pus. Punem acum. Stai. Așa. Aici, bă, uite, mamă, fraților, dar uite că l-aș și pe afară. Aici am pus, nu? Așa. Mamă, băi, e Iron Golem-ul supărat pe mine că i-am omorât villagerii, fraților, dar eu n-am urmărit asta. Punem și aici, punem în fiecare. Mamă, bă, dar stați puțin, fraților, să nu mai pun așa de mult. Știți că nu mi-a zis exact câte bucăți de pui, dar să-mi ajungă, pentru că mai trebuie să pun și după ce o să fac construcția. Ok. Păi eu cred că pe partea asta am terminat, nu? Adică, ia, în ăsta am pus, că nu mi-aduc aminte. Și în casa asta am pus peste tot. Acum trebuie să ne ducem mai sus, că vedeți că... Bă, era să uite casa asta, fraților. Vedeți că video-ul ăsta e pe mai multe de astea. Hai să punem câte două aici. Așa. Iar acum trebuie să mergem mai sus. Unde? Mamă, dar ce fermă mișto au villagerii ăștia, fraților. Zici că e o fermă făcută de un player. Nu vreau să mă sperii sau ceva de genul, dar nu pare o fermă de villageri. Ok, hai să pun și aici. Mamă, dar ăștia au de toate, așa. Punem trei aici. Și bănuiesc că... Da, acum trebuie să mă duc sus. O iau pe apă și mă duc sus. Nu cred că am mai rămas ceva de făcut aici. Așa că o să mergem sus. Și am ajuns doar la casa asta? Aba nu, mai sunt încă două case. Ok. Hai, punem aici mai mult. Și aici, fraților, ăsta e ultimul, nu? Da. Iar în această casă vom pune restul și ne-am mai rămas încă 10 bucăți pe care... Hopa, acolo am pus sus, nu? Sus la aia sper că am pus, fraților. Ok. Și ne-a mai rămas ăsta cu care o să facem construcția ciudată și o să fac tot aici în village. Dar stați prima dată, fiți atenți. Prima dată, fraților, vreau să văd dacă am pus acolo. Că nu sunt 100% sigur. Uite-l, bă, ăsta când mă vede, iară vine după mine. Băi, fraților, nu ți-am făcut absolut nimic, amen. Și nici la villagerii tăi. Am omorât un alt villager, bro. A venit la tine în sat să îți fure chestiile și tu tot pe mine vrei să mă mori. Ok, bun, e totul pus aici. Iar acum, fraților, v-am arătat fotografia la începutul videoclipului. Trebuie să facem... Mamă, ok, stați, am nevoie doar de un carved pumpkin de ăsta. Trebuie să facem construcția aia, da? Unde o facem? Stați, băi, astăzi puțin, unde e Iron Golem-ul? Că nu vreau să o dau parte în parte cu el. Hai, uite, o facem fix aici, da? Hai să vedem. Deci facem așa. Fence... White terracotta. Punem black terracotta, carved pumpkin și sus trebuie să punem ăla. Dar ia stați două secunde, fiți atent să fac eu cum fac. Iau de aici niște fândă asta și mă urc sus. Că nu puteam să mă duc sus, hai să iau trei de-astea. Și mă urc aici sus. Let's go. Bun! Deci, fraților, oficial am făcut construcția, da? Construcția pe care am văzut-o pe TikTok, am făcut-o, uitați-vă, da? Deci am făcut-o din toate punctele de vedere, sper că am făcut-o corect, adică, na, am 100% am respectat ingredientele. Nu știu de ce am mai luat încă un carved pumpkin, o fi că am dat miscă din greșeală sau ceva de genul. În fine, bun, și fraților, deci dacă ați fost atenți în cartea aceasta, la final... Scrie că, atenție, nu te apropia la mai puțin de 25 de blocuri de Momo, sunt șanse foarte mari să primești crash chiar dacă folosești versiunea corectă de Minecraft Bedrock. Eu o folosesc, bro, însă zice aici că sunt șanse foarte, foarte mari să-mi iau crash în cazul acesta, așa că haideți să ne luăm o poziție bună unde am putea să o vedem pe Momo, da, am putea să o vedem, dar să nu ne apropiem de ea la mai puțin de 25 de blocuri pentru că ne luăm crash.
Fraților, să stau aici? Gen, eu zic că aici, dar depinde unde se spawnează. Sunt 25 de blocuri. Ok, mono. Uite, nu, hai să stau aici. Bun, sau nu, frate, fii atenți, uite, mergem fix aici, că ăsta este cel mai înalt punct, da. Așteptăm să se facă seară și după, depinde pe unde o vedem pe Momo, încercăm să nu ne apropiem la 25 de blocuri de ea. Nu știu exact cât vine 25 de blocuri. Cred că de la ăsta până la ăsta sunt 25 de blocuri, a? Nu, nu cred. Cred că de aici până acolo sunt 25 de blocuri, deci o să trebuiască să păstrăm o distanță de genul. În fine, băieți și fete, hai să așteptăm să se facă noapte și să vedem dacă Momo a... Oh, oh, bro! Oh my god, fraților! Era să uit, bro, cel mai important lucru! Man, am uitat să pun pui la Momo. Oh my god, bro, cel mai important lucru. Jesus, ok. Haideți, fraților, să... Onorăm acum situația sub pumpkin. Ok, aici. Bă, asta e făcut bine? Sper că e făcut bine, fraților. Oricum, acum, până se face seara, o să mă uit eu pe poza originală și o să văd dacă e făcut bine sau nu. Și dacă nu o să fie făcut bine, o să revin aici și o să-l corectez. Însă, fraților, voi aștepta acum să se facă seara și când s-a făcut seara, vom vedea dacă Momo a apărut sau nu. Sunt chiar foarte, foarte curios și sper în cazul care a apărut să n-apară la 25 de blocuri de mine ca să-mi dea crash jocul. Ok, băieți și fete, după cum puteți vedea, afară este efectiv întuneric beznă și mi-am luat 32 de torțe ca să pot să văd și eu ceva. M-am dus totuși mult mai în spate decât am plănuit pentru că mi-este frică ca nu cumva Momo să se spawneze, gen, nu știu dacă o să se spawneze, dacă se spawnează fix unde am făcut eu construcție sau dacă se spawnează în village, pentru că acolo, fraților, în locul ăla, aveam o șansă să fiu la 25 de blocuri de village, o să vă arăt imediat. Doar uitați-vă, gen, că este partea asta de jos aici. Uitați-vă, este aici partea... Unde e, bro, asta? Uite, vedeți, e partea asta cu fermele. În fine, fraților, haideți să mergem încet, încet. Nu mi-am luat armură sau prostii de genul, pentru că nu o să mă bat cu Momo în niciun caz. Nu o să mă apropii la 25 de blocuri de ea. Însă hai să vedem, fraților, dacă a funcționat mitul și dacă o să o găsim. Sunt chiar foarte curios. Fiți atenți, o să mergem așa. Let's go. Sunt curios dacă, uite, o să mă uit... ok. Oh my god, fraților! Uitați-o pe Momo, se bate cu villagerii! Bă, voi vedeți? Ok, păstrăm o distanță de 25 de blocuri. Ok, sunt la 50 de blocuri plus. Dar s-a spawnat acolo, fraților? Bă, s-ar putea să se fi spawnat fix acolo. Și acum să fi plecat. Mamă, dar voi vedeți că, oricine vine... Mamă, stai, să nu vine aproape. Oricine vine în raza ei, băieți și fete, efectiv este mort. Bun, vreau să mă apropii de ea, dar cum facem? Cum facem, fraților, că îmi ies să nu cumva să-mi ia crești jocul? Sau să fac... Uite, uite, puiul este încă acolo, nu am încă puiul. Ok, uitați-vă cum se mișcă, nu știu dacă caută ceva. Oh my god, ok. Mamă, uite și picuța asta, săracă, vrea să plece, a văzut-o pe Momo, sărăcuța. Uite, bă, villagerul ăla, bro, stă pe casă, bro, e frică, stă pe casă. Păi, cred că, fraților, cred că între villager și Momo, nu, sunt mai puțin de 25 de blocuri, 100%, nu? Că casele alea sunt de 5, dacă stai să te gândești. Oh, hopa, ok. Păi, fiți atenți, fraților, o să încerc să o iau pe la spate, pe cealaltă parte. Pe cealaltă parte, că pe aici 100% sunt și villagerii și poate la un moment dat accelerează, vine către mine și sunt ca și mort. Așa că o să sară în apa asta, fiți atenți, ba nu. Uite, nici nu mai văd acum. O să mă duc sus acolo, o să mă duc sus pe chestiile alea. De asta sunt 2 secunde, ok, stai. Nu mă duc chiar așa, mamă, bro, oh my god. Oh my god, fraților. Hai să mergem sus în partea asta, intrăm și în village. Intrăm în village-ul în care s-a spawnat Momo. Mergi, bă, Marius, du-te sus, frățiorul. Du-te sus! Ok. Sperăm să nu vină. Hai să vedem unde e Momo acum. A, uite acolo! Oh my god, uitați-vă la ea, frățiorul, uitați-vă la ea. Vrea să meargă după villager-ul ăla. Hopa, sper să nu vină după mine. Bă, sper că nu sunt la 25 de blocuri, adică cred că nu sunt. Sau gen, poate nu se calculează, se calculează și distanța și înălțimea. Nu? Mamă, bro. Oh my god. Uitați-vă. Oh my god, fraților.
Băi, ce vrei? Vrei să vii după mine, Belu? Vă lasă-mă în pace, bro. Bă, dar cum supraviețuiți villagerii? Ia uite, villagerul ăsta duce fix la ea. Ia uite, l-a văzut! L-a văzut, fraților! L-a văzut și hopa, l-a luat! Jesus! Bun! Băieți și fete, asta a fost Momo în Minecraft, asta a fost mitul. Dacă mai vreți să încerc mituri de genul, scrieți-mi la comentarii și haideți să-mi încerc puțin norocul, să văd până unde pot să mă apropii. Fiți atenți, o să mai încerc să mă duc până la ferma asta de jos și după gata. Nu o să încerc să mă apropii mai aproape. Ok. Mamă, bro, m-am speriat, parcă s-a uitat la mine. Ok, super ciudat. Bun, am ajuns aici. Hai să vedem. Mamă, bro, fix acum s-a dus după casa aia. Ia, uitați-o, bro, uitați-o pe Momo chiar acolo în fața voastră. Bun, băieți și fete, cam atât cu acest episod. Eu am fost Marius Iancu, v-am pa pe toți. Ne vedem mâine în săptămâna Viața la Școală. Și ne vedem în curând cu videoclipuri noi de genul. V-am pa pe toți și vă urez o zi minunată. Pa, pa!